fost fotbalist al Petrolului are șanse mari să prindă contract la o echipă de tradiție a fotbalului italian. Iulian Ilie se află de ceva vreme în peninsulă, unde a rămas să semneze în scurt timp un contract cu Genoa. Gruparea italiană este interesată de serviciile internaționale de juniori, iar prestația lui Ilie este convingătoare în partidele test ale trupei genoveze. El a fost folosit în echipa de tineret participantă la turneul Spoleto 2017. Iulian și-a demonstrat calitățile de marcator în cadrul competiției. Genova s-a impus în meciul cu echipa similară a celor de la Napoli, scor 2-1, unul dintre goluri purtă în semnătura lui Iulian Ilie. Ploieșteanul s-a bucurat de reușită pe care a și postat-o pe o pagină personală de socializare, primind felicitări de la foștii săi coechipieri de la Petrolul. Înainte să plece în cizmă, jucătorul s-a antrenat câteva zile cu trupa antrenată de Tavri Grigore. Formația ploieșteană pregătește următorul meci de campionat, dar și viitoarele achiziții pentru Liga a III-a. Pe lista conducerii se află și câteva nume care au mai îmbrăcat tricoul galben-albastru, însă oficialii clubului vor acționa numai după ce vor ști pe ce buget se bazează în urma oficializării relației cu compania franceză care vrea să devină sponsor principal. Atât președintele Cristi Vlad cât și antrenorul Tavi Grigore au o are de selecție și în actualul sezon de la nivelul 3 al fotbalului românesc. Ei sunt și observatori de joc, iar în etapa care urmează vor observa în București. Vlad pe Metaloglobus cu CSM Oltenița, iar Grigore este delegat la Dinamo 2 cu CS Tunari.